Cele mai frumoase și cele mai mari creații și inovații și opere de artă din lume aparțin celor care și-au limpezit, care și-au calmat, care și-au purificat mintea. Mintea noastră nu poate fi oprită din gânduri, ea poate fi totuși calmată prin neidentificarea cu gândurile noastre, adică doar să le. Observăm și trecem peste ele doar prioritizându-le pe cele pe care noi le putem folosi într-un scop util. Așa că, în aprilie și mai am pregătit pentru tine un super document care, dacă ești abonat la canalul meu, îl vei primi, dacă ești pe Facebook, îl vei găsi treptat în fiecare zi. Și ține cont că acest document te poate ajuta să ai mintea mult mai calmă, mai liniștită, mai ager, mai vigilentă și să-ți faci performanță cu viața din mintea ta. Succes!